Premierul Marcel Ciolacu a cerut SIE să facă o solicitare către Ucraina pentru desecretizarea documentelor prin care e interzis lui George Simion să intre în această țară. Premierul este deja în posesia documentelor, dar nu are aprobarea de a le face publice. Același lucru se întâmplă și în cazul Republicii Moldova, care nu a transmis SIE documentele, ci doar informații legate de interdicția lui Simion. Așa că autoritățile române nu au ce publica, subliniază premierul. Și Elena Lasconi a formulat o solicitare asemănătoare către Serviciul de Informații Externe. În plus, a cerut și parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să se autosesizeze și să clarifice dacă statul român deținea informații despre întâlnirile lui George Simion cu reprezentanții serviciilor secrete rusești și le-au ținut ascunse. Eu cred că în serviciile din România există patrioți adevărați și oameni de bună credință. Mă bazez pe asta și voi lucra cu acești oameni. Pe de altă parte, de asta am și făcut apel inclusiv la șeful SIE să facă public dacă a făcut informări, pentru că eu tind să cred că serviciile și-au făcut treaba și au adus la cunoștință atât președintelui României cât și premierului pentru faptul că nu au făcut public și nu au denunțat aceste lucruri, se fac vinovați și domnul Ciolacu și domnul Ciucă, iar domnul Simion se face vinovat de trădare. Fac apel la magistrat să se ocupe începând de astăzi să se autosesizeze în această chestiune. Ce vă spun cu certitudine? Că niciuna dintre cele două informări, nici cea din Republica Moldova, nici cea din Ucraina, n-au făcut referire la faptul că domnul Simion este spion rus. Sau la faptul că domnul Simion a avut întâlniri, n-am primit detaliat că a avut întâlniri cu vreun spion rus. În schimb, Nicolae Ciucă susține că el nu a cerut vreodată astfel de informări pentru că nu a considerat că îi sunt necesare. Pentru mine a fost clar cum trebuie să mă poziționez când avem două state vecine care i-au interzis prezența pe teritoriul lor. Ca atare, din acest punct de vedere, eu am considerat că nu este nevoie să cer date suplimentare. Liberalul Ioan Chirteș, șeful Comisiei de Control al SRI, susține însă că există, citez, dovezi și acuzații clare că George Simion s-a întâlnit cu ofițeri din Agenția Rusă de Informații Militare Externe. În replică, reprezentantul AUR la alegerile prezidențiale respinge acuzațiile, afirmând că dacă apar dovezi, se va retrage din cursa pentru Cotroceni.